câteva imagini din meci. Iată aici o căzătură extrem de urâtă a lui Bethany Metaxent. Este un eveniment nefericit și nu-ți doresc să termin un meci așa. O accidentare destul de gravă. În momentul când m-am dus acolo am văzut genunchiul ieșit. Am încercat să țip, să aducă ajutor pentru că este grav. Apoi am stat lângă ea, însă era în stare de șoc și prea mult nu am putut să fac. Da, Bethany e o persoană incredibilă, o prietenă și o jucătoare extrem de simpatică, toată lumea o iubește, dar până la urmă nici nu mai contează, nu contează dacă ți-e prietenă, dacă ți-e dușman sau până la urmă suntem o familie aici și în teren ne luptăm, încercăm să câștigăm meci, în afara terenului avem respect și ne dorim fiecare să fie ok. Așa că este nefericit ce s-a întâmplat astăzi, îmi pare tare rău că a trebuit să fie împotriva mea. Însă sper, așa cum am spus, sper să nu fie atât de grav pe cât cred eu personal și să poată să-și revină repede. Da, într-adevăr, așa cum am spus, umărul meu nu este la 100%. După Roland Garros mi-a revenit această accentare, fac tot ce pot ca să reușesc să-l mențin, măcar pe parcursul acestui turneu. Momentan este ok, pot juca, nu sunt la 100%, însă încerc tot ce este posibil. Și da, un meci greu, un meci contra unei jucătoare care m-a bătut în Australia, însă clar, sunt în turul 3 și oricine ar fi fost în partea cealaltă a fileului era greu, însă sunt bucuroasă să pot să am această oportunitate și sper eu să fac un joc bun.